Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt foarte activi în mediul online, acolo unde își expun viața pe tavă în fața internauților. Vedeta de televiziune și soțul ei au împreună două fetițe minunate, Victoria și Iris, pentru care fac orice sacrificiu să le fie bine. Cele două copile nu duc lipsă de nimic, iar părinții lor le fac toate poftele, mai ales atunci când vine vorba despre jucării. Din popor se spune că moș Nicolae trebuie să fie mai sărac decât moș Crăciun și să aducă doar dulciuri. Ei bine, de-a lungul anilor nu mulți au mai respectat acest lucru. Sunt foarte puțini părinți care oferă doar dulciuri și fructe în noaptea de 6 decembrie și foarte mulți care pun în săculeț ori înghetuțele copiilor și jucării ori lucruri destul de scumpe. Este și cazul celebrei prezentatoare care a știut că fetițele ei vor o tabletă, așa că s-a gândit să le cumpere dispozitivul chiar de moș. Nicolae. Gabriela Cristea a și-postat imaginile pe rețelele de socializare, iar internauții nu s-au putut abține de la comentarii. Mulți au criticat-o pentru alegerea lor și spun că au exagerat cu aroganța. Iată doar câteva din mesaje: "Citez, prea multe cadouri totuși pentru fete. Moș Crăciun trebuie să aibă și el loc. Tabletele puteau fi de Crăciun. Miroase alaudă aici. Cel mai probabil de Crăciun fetele vor primi câte o mașină pe care să o conducă atunci când fac 18 ani." Așa e cu ăștia lăudăroșii.